Criza metalelor rare ne amenință buzunarele. Prețurile electrocasnicelor ar putea exploda, avertizează specialiștii. Cumpărăm mai mult decât avem nevoie și aruncăm la fel de mult. Soluția ar fi reciclarea, care la noi merge cu frâna trasă. Doar 1% din cantitatea de metale prețioase este recuperată. Anual aruncăm peste 100.000 de tone de deșeuri electronice și electrocasnice. Produsele conțin zeci de metale, unele rare și foarte scumpe. Cele mai multe ajung la gunoi sau pe mâna samsarilor de fier vechi. Doar un procent infim este recuperat prin reciclare. În cel mai bun scenariu, rata de colectare a deșeurilor electrice din țara noastră ajunge la 35%, cu mult sub media europeană. Cel mai des ducem la reciclat mașini de spălat sau frigidere, dar cel mai greu ne despărțim de telefoanele mobile. Ceea ce nu realizăm este că și jucăriile electrice pot fi duse la reciclat. La fel și electronicele mici, precum telefoanele sau periuțele de dinți, care ajung de multe ori la ghenă. N-am știut că se pot recicla, noi le-am păstrat. Chiar avem o pungă numai cu telefoane. Nu am reciclat. Nu există suficiente centre de reciclare. Jumătate din elementele tabelului lui Mendeleev pot fi găsite în aparatele reciclate. Materiale rare precum aur, argint, paladiu, indiu, rodiu sau litiu, care sunt tot mai greu de găsit pentru a fi exploatate. În aceste condiții, specialiștii ne avertizează, prețurile ar putea exploda. Doar în ultimii 2 ani au crescut în medie cu 20% potrivit INS. Până la 2022 s-au extras undeva la 280.000 de tone de astfel de metale rare de natură, dar nevoia pentru următorii ani trebuie să crească undeva de 10 ori. Atât dacă se poate pune la dispoziție o soluție de reciclare, mi se pare că e foarte bună. Suntem la mâna chinezilor, care furnizează peste 85% din metalele rare. Soluția este să reparăm și să reciclăm. Reciclarea este foarte importantă pentru a reduce dependența de resurse primare și de, dacă China închide robinetul, ca să spunem așa, la aceste resurse, omenirea va fi într-un impas foarte serios. Prin PNRR se vor înființa 565 de centre de aport voluntar, unde lumea poate să ducă tot ce nu are nevoie în casă. Atâta timp cât este mai ieftin să produci nou, de la capăt, vom continua să facem acest lucru și vom continua să aruncăm cantități uriașe, inclusiv din metale prețioase sau alte materiale care sunt foarte utile, dar pentru care costul de recuperare este prea mare și nu se justifică. La scară mare, prin reciclare, se pot strânge adevărate comori. Dintr-un milion de telefoane mobile se pot obține 16 tone de cupru, 350 de kilograme de argint, 34 de kilograme de aur și 14 kilograme de paladiu. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.